PNL ar putea spune că ei nu au discutat la cina respectivă și că doar Giulie vorbea și Robert... Au discutat și au făcut complimente în continuu. Da, exact. Nu despre asta era vorba, am zis că au fost amuzanți. Am zis gurile rele. Puteau să se gândească și la asta, cum li s-a întâmplat la primul date. Bun, de ce ne concentrăm pe asta? Giulie, ești deranjată că nu... Nu, nu sunt deranjată, doamna Andreea. Nu, eu... Nu, chiar mi-a plăcut foarte mult acea cină. Chiar dacă, probabil, evident, din cauza timpului, că nu se poate face, nu se poate da un date atât de lung. Cum a fost? Dar acea cină și discuția pe care noi am avut-o la cină a fost foarte... Cum să zic? Profundă. Simțită și profundă. A fost complexă, a fost mai lungă, dar... Probabil s-a decis să aleagă și câteva momente mai haioase dintre noi, pentru că acele momente au existat. Din punctul meu de vedere și din ceea ce am simțit eu, a fost un date extraordinar, ca de obicei. S-a văzut asta. Ca, nu, acum adică o spun am din... cules și noi părțile cele mai importante, în care tu îl complimentai pe el, el pe tine. Cum v-ați spus, te iubesc și am zis să pune și puțină sare, puțin piper. Da, normal, doamna Andreea, foarte fain. Și a fost foarte hai. Și voi ați râs. Păi am râs foarte mult, da. Să știți că ați fost filmați. Da, doamna Andreea. Acum vreau să fac așa ca un rezumat la tot acest date, ca mai mult o mărturisire, cu toate că și dumneavoastră ați văzut că a fost un date super și ați spus. Ne-am simțit extraordinar, ne simțim tot mai aproape unul de celălalt în fiecare zi. Timpul petrecut împreună este foarte prețios, ne înțelegem foarte bine în afara casei, cu toate că și aici ne înțelegem foarte bine, dar în afara casei este altceva și este mult, mult mai bine. Ne bucurăm foarte mult că ne-ați oferit acest date și mulțumim lui Robertei. Robertei și lui Sebastian, bineînțeles. Nu știu dacă să zic cu părere de rău sau cu părere de bine, dar pentru noi a fost foarte benefic. Acolo noi ne bucurăm pentru voi. Da, eu chiar asta am spus și când mă uitam, mă imaginam eu și pe Sebastian acolo. Mă bucur foarte mult, să știți. Dar chiar mă bucur pentru părerea mea despre acest date este că... L-au meritat. Bun, dragilor, nu știu dacă ați observat, dar cu siguranță telespectatorii știu asta deja. Noi, la aceste date-uri, când facem materialul de la date, să știți că punem și din timpul filmării și de când nu se filmează. Da. Momentele de pauză. Ca să... să vă vedeți și când nu. Exact, să fie, sunteți. Să fie complex. Da, să aibă... Nu știu, mare... este un reality. Exact. Este un reality și... Păi... Păi, acum gurile rele din capul meu și câștigă da, vocile. Tu ești gurile rele. Eu sunt gurile rele. O, cu schimbul, că cine schimbul vrea. Păi, aș putea să mă gândesc că atitudinea lui Robert este de fapt cea pe care a avut-o când nu se filma. Aia plictisită. Aia de stătea pe telefon. Poate au fost două, trei momente de... Da, la un moment dat, și tu dacă ești la o cină, mă gândesc... Eu cred că mai stai pe telefon, așa. Mă gândesc... Mai scoți și tu telefonul, da. Te mai uiți tu la telefon, da, dacă mai persoana oftezi, persoana iubită îmi spune că sunt frumos și îmi face complimente și nu știu, nu știu cum, eu se par acolo plictisit? Stai un pic, să vă explic eu exact cum a fost situația la cină. Dar eu nu vreau să ne concentrăm pe asta, vă rog. Păi dacă despre asta se vorbește, doamna Andreea, putem să discutăm și noi despre asta? Nu vreți să vorbim despre lucrurile frumoase? Ba da, vrem, se pare că Robert are ceva de adăugat. Aș vrea să mai zic eu ceva în legătură cu cina. Cina a decurs foarte bine, am avut o conversație foarte lungă, dar în timpul în care au fost acele momente, noi eram în poziție de așteptare, ca să zic așa, să vină următoarea masă. Când am scos telefonul, am căutat o piesă pe care să dansăm și au fost luate și niște momente de genul pentru a crea câteva momente haioase. Acum fiecare poate să-ți treacă concluziile, noi ne-am simțit extraordinar de bine și pentru noi a fost super benefic și pozitiv din toate punctele de vedere, cu toate că gurile rele ar putea spune altceva din ceea ce s-a văzut la cină. Punct. Dezvoltăm sau ne concentrăm pe lucrurile frumoase? Lucrurile frumoase. Schimbăm subiectul. Lucrurile frumoase, da. Ai vorbit de cele negative. Am vorbit de cele negative, nu, pentru că... Giulia. Am vrut să vorbesc ce puțin vrea? Despre acest subiect, pentru că... Dar și cele negative pe care le considerați voi negative sunt cele naturale, sunt ale lor. Adică n-au fost jucate. Am înțeles. N-a zis nimeni că sunt negative. Mie mi se par firești. Nu cred că există un date și afară perfect sau o cină în care, nu știu, nu mai sunt momente de pauză sau să te mai uiți pe telefon. Sau mie mi se par renormal, sincer. Iată, sunt absolut firești. Noi le-am luat și le-am făcut un pic haioase. Dar ele sunt firești. Oricum, acolo, nici măcar o parte din care, în care noi am fost filmați, să zic așa, în care...
Nu a fost dat. Adică au fost date pur și simplu părțile în care noi... Nici măcar o parte din care voi ați filmat. Multe din părțile în care noi nu eram filmați și nu eram... Așa nu s-au dat. Nici măcar o parte din care voi ați filmat. Am exprimat eu greșit, doamna Andreea, îmi pare rău. Nu, pur și simplu... Nu, mie mi-a plăcut date-ul. Și nu cred că trebuie să dăm niște explicații sau... Deja a făcut-o Robert. Sunt lucruri pe care noi le-am mai auzit aici în casă, pe care voi le-ați mai discutat aici în casă, pe care le-ați mai discutat, bineînțeles, și la cină. Noi am ales să nu le mai dăm, pentru că deja le știam. Am ales niște momente frumoase în care tu îl complimentai pe el, el pe tine, tu îi spuneai că îl iubești. Bă, declarați acolo lucruri frumoase. Chiar dacă noi le-am mai auzit pe aici prin casă, dar era spus la cină, într-un cadru atât de romantic și atât de frumos. Da, doamna Andreea. Nu știu, nu înțeleg. Nu înțeleg. Noi am dat o tentă haioasă și tu ai ales o vezi negativă. N-am văzut-o, doamna Andreea. Pur și simplu a fost întrebată Giulia și și-a dat cu părerea. Și a spus că nu, din Giulia acele nu a fost pe întrebată. Care le-a văzut, nu a fost întrebată, nu, dar a fost lăsată să vorbească. Uite, și acum îmi pare rău. Robert a fost deranjat când a văzut momentele respective pe material. M-am uitat la el și l-am văzut deranjat. Și tocmai de-aia am zis că există posibilitatea, cum li s-a întâmplat la primul date, să fie criticați sau să fie atacați. Văd că nu ți-ai învățat încă lecția, Giulia, dragă. Te-ai simțit atacată degeaba, fix degeaba. Nu am spus absolut nimic. Cu Robert la mijloc. A fost un date excepțional și urma să discutăm despre fiecare subiect în parte, pentru că 90% a fost superb. Chiar 100%, dar a fost acel moment care a dat șansa gurilor rele să mai intre un pic cu bățul prin gard. Eu am vrut, din propria inițiativă, să dau o explicație acelei cine, pentru că Giulia și-a dat cu părerea ca oricare alt concurent. Pentru că Giulie a deschis subiectul acesta prima dată. Iar eu l-am văzut în timpul de da. Văzut pe tine, deși uita la mine. Eu vă zic, Giulia a fost deranjată, deoarece s-au dat mai multe momente din poziția de așteptare pe care noi aveam. Momente care au fost... S-au dat mai multe momente din poziția de așteptare. Da, s-au dat mai multe momente. Momente care ele au existat. Nu ne-au pus nimeni să le facem. A fost real, a fost totul frumos. Okay. Suntem în regulă, ne iubim foarte mult și chiar dacă mă uitam eu după... Vreau să știu câte minute a avut date-ul. 25 de minute. Cât au fost momentele în așteptare, cum zice Robert? Nu știu. Nici două. Două momente din așteptare, a câte 30 de secunde. Deci am în două 30 de secunde. Hai să ne concentrăm pe aceste 30 de secunde. Erai plictisit? Nu. Te ruga să te uiți la un bec și n-ai vrut să te uiți la el. De ce? Doamna Andreea, uite, așa că m-am uit la bec și pot să vă zic că o iubesc foarte mult pe Giulie. Uit, și dacă mă uit la becuri și dacă nu mă uit. A citit pe bec? Este minunat. Este minunat și mă bucur pentru voi. Un sfat, dacă vreți să-l acceptați, ca să fiți bine și să fiți fericiți și împliniți, nu vă mai concentrați la lucrurile care nu contează. Păi trebuie să ne adaptăm, doamna Andreea. Aici mai mult... Giulie, cea care... În moment ce tu crezi că există o problemă împotriva ta... Nu, doamna Andreea, pur și simplu, Giulia și-a exprimat părerea. Dar dacă nu este reală părerea... Bun, nu este reală, dar este și normal că atâta timp cât ea își exprimă o părere să răspundem. Doamne! Da, dar contează modalitatea în care o faci, Giulia. Și da, mai mult de atât a fost cu intenție foarte bună ca să nu se mai iște părerile care bine, acum nu este vorba despre tine, Giulia, gata! Îmi tot pronunț numele și da, este vorba despre mine că a fost părerea mea. Sau vrei să-mi pun scoși la am spus doar că ți-ai dat cu părerea. Nu ești am foarte nicio... de nimic. Locul în care Giulia, te-am nimic cu părerea ta. Îmi pare rău pentru tine. Giulia, mulțumim că ți-ai dat cu părerea. Am zis și eu ceva la ceea ce ai spus tu. Nu am nimic împotrivă. Eu n-am o problemă cu tine acum. Nu mă cer cu tine, Robert, că... Dar nu se ceartă nimeni acum. Ne bucurăm că am văzut acest date frumos. Cred că toată lumea a văzut că a fost un date frumos. Și concluzia pe care ne-am tras-o, că ne-am simțit extraordinar. Nu se înțelege, singurii care ați văzut parte rea în treaba asta sunteți voi. Dar nu, Robert. Deci noi nici măcar nu ne-am gândit, crede-mă, suntem, nu știu cât suntem, da? Cred că noi de aici, băieții, nu s-a gândit nici măcar unul că a fost moment. Mai bine de atât nu putea să o zică nimeni. Felicitări.
Chiar așa este, jur. Julia... Absolut nimeni n-a văzut nimic greșit în acest date. Julia... Ăla a fost un moment haios. Nu e așa la... Absolut nimeni n-a văzut nimic. Ni s-a spus de acolo că a fost minunat, extraordinar, superb. Am luat acele momente să facem și puțin, să facem și ceva haios. Asta am văzut noi. Am... Da, s-a râs aici. Și aici. Știu că s-a râs și la voi. Dar a fost amuzant, oricum. Dar și exact voi da. Au fost plictisit. Ați ales să... Nu, amuzant. Ați ales să vedeți asta... Înseamnă că există o problemă. Dacă voi vedeți o problemă. Există o problemă? Dacă voi vedeți o problemă. Nu vedem o problemă. Noi am dat replică la ceea ce a spus Julia doar. Nici nu mai știu ce a zis. Pe ei i-a deranjat ce a zis. Dragă Rebecca, ce am spus eu prima? Am spus doar că la acea... Ce făcui? Poftim. Ce vorbești așa cu mine? Am spus doar că la acea cină noi am vorbit și despre alte lucruri. Atât. Dar eu ce-i făcui acum? Ce făcu? Julie, din acea despre care ați vorbit de-a lungul timpului aici în casă.